La ce se referă aici? Deci cel ce va strica una din aceste porunci foarte mici și așa va învăța pe oameni foarte mic se va chema în împărăția cerurilor. Iar cel ce va face și va învăța acesta mare se va chema în împărăția cerurilor. Mi se arată că niciun cuvânt care a ieșit din gura Domnului, nicio poruncă nu este facultativă. Că până și în lucrurile mici Dumnezeu a rânduit lucruri mari, dumnezeiești, așa încât să nu ne socotim ceva din cuvintele Lui. Și dacă stricăm una din aceste porunci foarte mici, luăm un lucru foarte mic, ni se pare nouă că este mic din cele ce ne învață Dumnezeu, le facem pe toate celelalte, dar zicem, asta chiar să mai împlinesc și pe asta, până la urmă nu e ceva, nu, foarte important. Foarte mic te vei chema, pentru că știrbești din rotunjimea acestor porunci, pentru că ele, de fapt, sunt fațete ale aceleiași chemări. Nu poți să nu împlinești o poruncă și să spui că le împlinești pe toate. Că ceva nu e în regulă. Înseamnă că nu e Duhul lui Dumnezeu acolo. Când e Duhul lui Dumnezeu, printr-o poruncă începem să le împlinim pe toate, de fapt. Începem cu una și ajungem să le împlinim pe toate. După cum și invers, părinții zic că dacă o poruncă o încălcăm, dacă un păcat ne stăpânește, apoi toate ne vor stăpâni. Da? De aceea zice, foarte mic se va chema în împărăția cerurilor. În ideea că dacă am plinit toate celelalte, chiar dacă este una și, deși e foarte mică, Domnul se va milostivi și îl va mântui, dar locul său va fi unul foarte jos, că în împărăția Tatălui sunt multe locașuri. Cel ce va face și va învăța, acesta mare se va chema în împărăția cerurilor. Aici, important e, nu doar, vedeți, accentul este și pe a face. Mai întâi zice va face și va învăța, nu zice va învăța și apoi va face. De aceea, bine este, pe cât cu putință, mai întâi să aplicăm în viața noastră ce ne învață Mântuitorul și abia după aceea să încercăm să mai învățăm și pe alții, ca nu cumva să învățăm doar la nivelul, la modul teoretic. Dacă noi n-am trecut prin asta, nu poți să înveți pe unul să postească dacă tu însuți n-ai postit niciodată, de exemplu. Habar n-ai ce este. Sau să zici, uite, postește negru o zi, că e bine să postești, dar tu n-ai, sau trei zile, și tu n-ai postit nici măcar o zi. Post negru, atunci n-ai cum să-l înveți pe celălalt și să fii credibil și să înțelegi care este folosul postului.